Un ficat împărțit la doi, un bărbat de 40 de ani diagnosticat cu ciroză hepatică, a fost salvat de fratele său mai mic cu 4 ani. Ultimul i-a donat o parte din ficatul său. Intervenția care a avut loc acum 2 luni la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă din capitală a decurs cu succes, iar frații se simt foarte bine. Operația a durat mai bine de 10 ore, fiind implicată o echipă de 40 de medici și asistenți. Constantin Stratan și-a intoxicat ficatul cu pesticide pe când avea doar 30 de ani. A urmat câteva tratamente, iar în ultimii 2 ani starea acestuia s-a agravat degenerând într-o ciroză hepatică. În 2014 am lucrat cu pesticidele acasă, adică a doua zi am observat că s-au umflat picioarele tare. Ne-am adresat la medicul de familie. Am dat careva analize și mi-a spus că e problemă cu ficatul. Dar cum s-a agravat? Adică prin ce s-a manifestat aceasta? Slăbeam din zânză. Da, eram foarte slab. În cele din urmă, medicii i-au spus că singura sa scăpare este un transplant. Vestea i-a dat lumea peste cap, mai cu seamă că acasă are 3 copii, iar el are doar 40 de ani. Fratele său n-a stat mult pe gânduri și a acceptat să-i doneze o parte din ficat. Am vorbit cu fratele, adică soția a vorbit cu fratele. Eu nu m-am gândit că n-am vrut să, știți cum, să-l implic. Și soția a vorbit cu el și că, da, el a dat, a fost de acord să-mi dea o parte din ficatul lui. Îi mulțumesc foarte mult, mi-a dat o șansă la a doua viață, sunt foarte recunoscător. Nu am stat prea mult timp, am acceptat din start, repede, totul a decurs foarte repede chiar, aș spune. Și, adică, mă rog, este gradul de rudenie, nici nu trebuie să mă gândesc mult, trebuie să fac pasul. Intervenția chirurgicală a durat 10 ore, iar în proces au fost implicați 40 de medici și asistenți medicali. De atunci au trecut 2 luni de la operație, iar frații se simt foarte bine. Ce-i drept, perioada de recuperare încă mai durează, cu diete legere și fără efort fizic maxim. După operație dorm într-o singură poziție, mai doare spatele, sunt drenurile, sunt unele nuanțe care, într-adevăr, da, puțin e greu, însă se trece peste. Medicii dau asigurări că transplantul de ficat din partea unui donator viu este sigur și fără complicații ulterioare, întrucât organul are capacitatea de a-și recăpăta volumul inițial. Ficatul se hipertrofiază, nu regenerează, dar se hipertrofiază, crește la normă, volumul normă, în timp de 6 luni, tira un an de zile și totul e ok, adică donatorul 100% nu are complicații. Transplantul de ficat la donator viu e cu mult mai responsabil pentru chirurgi cât și pentru rude, căci motoul acestui transplant este ca donatorul vine sănătos și pleacă sănătos, adică care donează această părticică de ficat. Republica Moldova se situează pe primul loc în lume la mortalitate prin ciroze hepatice și printre primele locuri în Europa la incidența hepatitelor virale B și C. În prezent, pe listele de așteptare sunt 80 de pacienți care au nevoie urgentă de transplant de ficat. Pacienții cu ciroză în fază terminală, dacă nu li se face transplant, trăiesc maxim 2 ani, spun medicii. Reiterez că noi suntem prima țară în lume cu mortalitate de patologie ficatului, adică suntem o țară cu multă hepatită virală și acești pacienți sunt transplantați pentru hepatită virală, ciroză hepatică datorită hepatitei virale. Nu datorită alcoolismului sau nu datorită nu știu care boli, dar hepatită virală, care, cu părere de rău, noi suntem o zonă aceasta destul de cu incidență, adică multe cazuri pe cap de locuitor. În cazul în care o rudă este de acord să doneze o parte din ficat pentru pacientul bolnav, atunci operația se face fără rând. Intervenția este gratuită, iar cheltuielile sunt acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină. În Republica Moldova, la Spitalul Clinic Municipal Timofei Moșneaga, se fac operații de transplant hepatic de peste 10 ani. Comunitatea medicală îndeamnă cetățenii țării care au rude în moarte cerebrală să-și dea acordul ca organele acestuia să fie donate pentru salvarea altor vieți. Potrivit datelor oficiale, în lume se înregistrează un deces prin hepatită la fiecare 30 de secunde. Peste 8.000 de noi infecții cu hepatita B și C apar în fiecare zi, adică peste 5 infecții în fiecare minut. Dacă traiectoria actuală continuă, hepatita virală va ucide până în 2040 mai mulți oameni anual decât malaria, tuberculoza și HIV-SIDA la un loc.